11 milioane de români au declarat că nu au citit nicio carte în ultimul an. Cei mai mulți dintre ei au vârste cuprinse între 65 și 74 de ani, adică în proporție de 40%. De ce nu citesc românii? Peste o treime dintre ei spun că ar vrea, dar nu au timp. În schimb, alți 32% recunosc că nici măcar nu sunt interesați de citit. Nici măcar tinerii, printre care elevi sau studenți cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, nu se înghesuie să deschidă o carte măcar o dată pe an. La această categorie de vârstă, doar 30% au citit 5 cărți în ultimul an, iar peste 60% au lecturat între 1 și 4 cărți. În ceea ce privește împărțirea pe zone, mai interesați de citit sunt cetățenii din mediul urban, adică aproape 40% dintre ei spun că au citit o carte, în timp ce la sat doar 18% și-au făcut timp pentru lectură. Locuitorii din București, Ilfov, sunt campioni la citit. Peste 47% au deschis o carte în ultimul an. Sunt urmați de românii din vestul țării, unde o treime sunt interesați de citit, și de cei din sud-vestul României, unde 20% au lecturat măcar o carte.